Facturile mari, prețurile alimentelor crescute și majorarea taxelor și impozitelor sunt principalele cauze care îi sperie pe pensionarii ieșeni. Oamenii spun că abia dacă se descurcă cu banii pe care îi primesc și așteaptă cu nerăbdare creșterea pensiilor. Seniorii ieșeni își duc traiul tot mai greu. Aceștia se plâng de faptul că nu sunt susținuți de guvern și că pensiile sunt mult prea mici pentru a putea supraviețui. Medicamentele scumpe și facturile tot mai mari sunt doar o parte dintre problemele cu care se confruntă pensionarii. Oamenii au ajuns să nu își mai încarce plasele de cumpărături și să facă economie chiar și la alimente. Te văd că ar fi mai pe aici, pe acolo, mai putem, dar în cea mai mare măsură scumpe. Adică nu ne permitem, noi luăm câte, atât cât facem. Ne întindem cât să ne plapă, câți bani avem. Acest bătrân are o pensie de 1400 de lei și ne-a mărturisit că reușește să se descurce doar cu ajutorul primit de la nepoți. Atunci când încasează pensia, bărbatul achită prima dată facturile și ulterior vede câți bani mai are și pentru mâncare. Eu am spus, noi așteptăm. Așteptăm ca să mărească. Dacă vor, dacă nu vor, nu avem ce face. Vă descurcați în momentul de față cu pensia pe care o aveți? Da, ne descurcăm. Mai așa, așa, așa. De multe ori. Mai facem și foamete, mai mulțăm cu alea de apă. Această pensionară spune că ajunge să cheltuie chiar și 1500 de lei pe săptămână pentru soțul ei care este bolnav. Câte n-o promis? Vreau să știu câte n-o promis guvernul. Ei dacă au sute de mii de lei, iar noi cu pensii care nici măcar în 2000 am muncit 36 de ani în confecții zi și noapte pentru alte țări, cum să te descurci? Pentru că medicamentele sunt foarte scumpe, mâncarea este foarte scumpă, plus utilitățile, lumină, gaz, ce mai avem, toate scumpe. De unde să mai pui deoparte? Pensionarii au devenit sceptici față de promisiunile guvernanților. Doamne, că de 18 ani tot pune. Și am ajuns cu pensia mult mai mică decât am avut-o. Vă descurcați în momentul de față cu pensia pe care o aveți? Guvernul a anunțat că de la 1 ianuarie 2024 pensiile românilor se vor mări cu 13,8%, însă aplicarea directă va dura.